Casa Fâlcoianu a Complexului Muzeal de Istorie Romană a găzduit vineri 28 octombrie una dintre cele mai interesante acțiuni legate de marcarea evenimentelor legate de primul război mondial în Roman și județul cu același nume. Este vorba despre vernisarea unei expoziții temporare intitulată Asistența Medicală la Roman în Vreme de Război, însoțită de un simpozion pe aceeași temă. De data aceasta, oferta noastră muzeală se raportează la o expoziție temporară cu tema Asistența Sanitară la Roman în Vreme de Război, perioada 1916-1918, după care vom avea un simpozion cu mai mulți invitați, în cazul căruia se vor prezenta teme interesante, credem noi, din partea unor colaboratori mai vechi ai muzeului sau mai noi și de care sper să vă bucurați și să le ascultați cu multă atenție. La acțiune a participat directorul Complexului Muzeal Județean Neamț Iulian Gherca, care a subliniat faptul că manifestarea de la Roman deschide seria acțiunilor tematice pe acest subiect care se desfășoară în unitățile muzeale ale județului în această perioadă. Mă bucur să mă aflu astăzi aici, așa cum a spus, într-un cadru oficial la un vernisaj și un simpozion. Iată, mai puțin de două luni, este a doua oară și așa cum programul deja este stabilit, probabil și în luna noiembrie, 7 sau 14, fac un anunț în avantpremieră, mai mult o să spună la timpul potrivit doamna care se ocupă cu acel program, doamna Otilia Mircea. Vom reveni pentru lansarea unui nou, să spunem, proiect și să prezentăm roadele unui proiect de educație muzeală de excepție desfășurat aici la Roma și nu numai, cu parteneriate și în alte județe. A fost o scurtă paranteză pentru a sublinia, din punctul meu de vedere, faptul că, iată, Romanul, prin muzeele sale și deocamdată doar o parte din ele, încearcă să ocupe și să țină ocupată, să spunem, agenda publică locală cu acțiuni foarte interesante, acțiuni culturale, acțiuni muzeale și acțiuni științifice. Nu este puțin lucru acest fapt și de aceea, de fiecare dată, când se organizează astfel de activități, în limita, sigur, a timpului disponibil, voi fi alături de colegii de la Roma. În expoziția temporară se regăsesc reproduceri din colecția dr. Epifanie Căzărescu, din care se poate vedea contribuția unor mari personalități medicale care au activat la Roman, dr. Maurițiu Rigler, care a fost și primar, dr. Constantin Mârzescu, dr. Petru Nicolaescu, Constantin Mârzescu și dr. Moise Enescu, medic primar al județului Roman, dr. Nicolae Turcanovici, medic și prefect al județului, dr. Iacob Felix. Este vorba de secvențe ale vieții și personalității unor oameni de mare profunzime, documente legate de asistența medicală propriu-zisă sau fotografii de grup, în care se regăsesc reunite fotografiile colectivelor care au lucrat în spitalele din Roman în timpul marii conflagranții mondiale. Fiul doctorului Cozărescu, Radu Cozărescu, compozitorul și dirijorul Radu Cozărescu, a fost cel care ne-a întregit o bună parte a acestei colecții în momentul în care a donat arhiva personală a doctorului tot acestei instituții. Deci, practic, una fără alta, cele două donații, nu ne-am fi putut manifesta așa cum suntem astăzi, plenar, pentru că cele două se completează foarte bine. De asemenea, avem și alți colaboratori și trebuie să menționez aici pe domnul dr. Florin Pavelescu, tot în spatele sălii, dar o să-l aducem în față imediat, cel care ne-a completat expoziția de față cu peste 50 de materiale, marea majoritate obiecte de uz medical, chirurgical, dar și medalii, brevet, cărți poștare legate de ce a însemnat primul război mondial și asistența sanitară la Roman. Expoziția permanentă Epifanie Cozărescu este complementară, dar aduce prețioase informații despre starea sistemului de sănătate al epocii. Există de asemenea și un jurnal de amintiri al doctorilor Mârzescu și Nazarie, care au lucrat ca medici în misiunea franceză, dar și cu amintiri ale unor voluntari ai Crucii Roșii la Roman. Doctorul Florin Pavelescu a făcut și o donație muzeului Roman, constând într-o trusă cu greutăți folosită în epocă în spițerii. La simpozion au susținut comunicări legate de temă muzeografele Iulia Cristina Butnariu, Cristina Mihaela Verzea și profesoara Monica Pescariu, Dan Pavel de la Arhivele Statului, istoricul militar Sonin Grumuș, preotul Florin Țuscanu. Expoziția va rămâne deschisă până la 20 noiembrie.